Se descoperă și singur. Valerius Gonea, un fel de căprar, se deconspiră în timp ce se ținea tandru de mână cu un chinez. Mafia italiană ne acoperă cu bani falși pe care îi fabrică în România. O mulțime de candidați la președinție se acoperă de penibil. Hagi se redescoperă ca antrenor. Dumnezeu ne acoperă cu mila lui. Stimați ascultători, cum se spunea pe vremuri, sunteți la emisiunea Aerobaza Kamikaze. Noi nu știm exact unde suntem, dar știu că sunt eu și cu Marian, adică Alexandru Duțu și Marian Turosu, colegii Alex Hâncu, zis Ducu, și-au găsit de muncă și Andrei Manțăl. Probabil și-au găsit serviciu, cum zice, spun. Asta nu înseamnă că nu o să vină și aici, dar aici nu se pune. Da, domnul Marian, ați văzut problema asta pe acoperirii, păi spune, care a lovit societatea românească. Acum mai nou, mai multe cu descoperirii decât cu... Când l-am văzut pe Turcescu vorbind duminică seară, când a dat-o numai în Dumnezeu, numai în acel sfinți și în acel deliriu mistic de care... Mi-am adus aminte cu acoperit, neacoperit, acoperământul Maicii Domnului. Ați văzut când mi-am adus aminte de sceneta aia cu Toma Caragiu, ascultă. Mai bine erai mistic, înțelegi? Mistic, mistic! Păi nu sunt, măi. Păi puteam să am eu norocul ăsta. Cam despre asta e vorba. Cam așa l-am auzit pe acoperitul Robert Turcescu, Len Colonel. Dumnitale, aveți vreo funcție în armata? Nu, un grad, pardon, nu funcție. Eu nimic. Eu, băi, m-am căutat după ce am văzut că a început scandalul. Am scos niște hârtii vechi. Cred că era să dau de diploma de bac, pe care nu mai știu dacă am. Eu râd de ăștia care n-au bacul, dar nu cred că am dovezi că am luat bacul. Aia de facultate nici nu mai zic. Și am scurmat până hârtiile vechi să-mi găsesc livretul militar. Și mi-am găsit livretul, mi l-am și pozat frumos, că am zis să-l dau. Și eu am reușit să avansez fulminant încă din primele 6 luni de armată. Și ce v-ați găsit acolo? Eu m-am găsit soldat. V-ați găsit soldat? M-am găsit soldat. Mi-am adus aminte, era frumos. Înseamnă că n-aveți capacități chiar mari așa. Ți-am zis, eu am urcat am urcat fulminant. Din momentul în care am intrat pe partea unității până am ajuns acolo unde ne tundea, eram deja soldat. Și soldat am rămas până în ziua de azi, următorii foarte mulți ani. Am observat o treabă foarte mișto în livretul meu, unde eram mult mai tras la față, că aveam așa un fel de barbă de due giorni, cum zic italienii. Aia mi se pare de mare senzație. Am reușit să obțin în armată verbal aprobarea să mă bărbieresc o dată pe săptămână. Și acum dumneavoastră sunteți soldat în rezervă sau... Păi cred că în rezervă, că din ce a zis și el la livretul, ce că ți s-ar da numai când te bag în rezervă. În rest ești, în rest nu, în rest ai legitimație de
Așa am înțeles eu din ce a spus ăsta. Livretul e pentru oameni pe care îi trimiți acasă și ai acolo, adică ăștia se recomandă cu livretul. Când ești activ, te recomanzi cu gradele. Cu... Și ați încercat să mergeți cu livretul ăsta la vreo televiziune, ceva? Păi, de asta mi l-am păzat, am vrut să-mi trimit pe mail, dar n-am mai putut din cauza tehnicii care m-a sabotat. Și la asta m-am gândit, zic, băi, nu, să întreb așa, doamne, nu vă supărați, scuze, dar eu cu armata făcută cât de cât în unitate... Dacă domnul Turcescu cu gradul de locotenent colonel a prins abia la B1, eu mă gândesc că matale cu livretul pe care scrie soldat, nu la, cred că prindeți la radio la, Tămăuani. La emisiune National Geographic, de poate găsim la... sau la Descoperă, nu că așa zice acum. Pe la Pro TV, Antena 1, sunt numai mareșali. Pe asta mă gândesc, sau... Dar cum l-au făcut Len Colonel fără să fi făcut stagiu militar? Asta mi se pare că, din ce am înțeles, securiștii sunt mai toleranți cu treburile astea, adică mai poți să obții grad și fără, dar în armată știi cum sunt apeviștii, mai altfel decât la informații, la diversiune și... Da. Asta, dar de ce nu l-au... Poți să-i mai faci altceva dacă vrei să faci cum trebuie. Păi... aranjai să ai armata făcută. Eu cunosc oameni care au armata făcută, cum era pe vremuri când trebuia să o faci, dar nu, dacă îi întrebai, nu știau la ce unitate au făcut. Din ce am înțeles eu, asta, treaba asta cu ofițerii care și-au primit livretele militare acasă, e de prin 2012, când au fost scoase niște liste prin presă, da. Și domnul Turcescu parcă a spus și atunci, domnule, nu am făcut armata, nu am o instructaj special, pur și simplu m-am trezit că m-au făcut ăștia militar. Deci dumnealui practic nu știe să curețe paca aia. Poate am adus servicii. Păi servicii adus. servicii secrete adus. Zic, să fim foarte atenți ce vorbim, că poate ne trezim, poate vorbim ce trebuie și place cu da. Și ne trezim și noi militari peste, eu mai ales, că nu sunt. El a fost făcut pe la spate, practic. Pe la spate. A fost făcut locotenent colonel pe la spate. Sau mai știi, trebuie să mai lași cumva băutura, că cine știe, ai văzut, când te trezești dimineața, nu mai știi exact ce s-a întâmplat de la două încolo. Da. Poate tu exact în timpul ăla, ai făcut niște fapte vitejești, ai cucerit Crimea. Mă trezesc în uniforma a doua zi, că trebuie să-mi dăm un șnur și eu. Asta cu caschetă. Cu uniforma are și mișto, că am înțeles că în armată sunt unii care au dreptul să mai poarte uniforma și unii care pe la paradă, pe la nu știu ce. Și te-am înțeles că nu oricine are dreptul de a purta pe stradă uniforma militară. Eu mi se pare că n-am voie să ies în soldat acum, chiar dacă sunt soldat în rezervă. Impresia că poți să ieși în soldat, nu cu trese și nu cu... Nu, cred că nici cu uniformă. E de asta, cum se cheamă, subminare de însemne sau nu știu. Da, dar aia să se refere strict la grade, când îți afișezi și în un grad. Așa, grad, da, păi soldatul nu are grad. N-ai mai văzut pe stradă cu uniforme americane, cu uniforme, dar eu însumi dețin câteva uniforme militare acasă. De alea, nu zic, dar de la magazine de pescuit. Fac arate pe-n casă. Că, de exemplu, dacă făceam armata română, eu puteam să fac la jandarm sau la poliție. Ce făceam? Ieșeam și opream mașini pe stradă? Eu am echipament de dormit și de burta de la armata română. Da. Nu putem să spunem că e de luptă. Păi și asta o luptă, practic, când te doare burta, nu poți să zici că doar nu... Pentru tine te doare burta, tot pentru țară. Pentru neam, burta. Pentru neam. Păi, da, că nu suntem noi din ăștia. O știre, deci cam asta e cu domnul Robert Turcescu, nu știm... Acum toată lumea încearcă să-l scoate nebun, să spunem păi care nu trend în discuția și asta. Și să zic că îl scoate și nebun. Dar să exclud? Bun, e nebun, dar problema rămâne. E mai rău, de ce l-au făcut pentru ei, dacă e nebun. Este, mă, că nici nu-ți dă armă la trageri, n-ai voie să e mai rău. Poate a nebunit în timpul serviciului. Bine, mi-aduc aminte că înainte de armată când ne-au încorporat... Nu, eu cred că el era plătit puțin, după cum ai văzut. Bă, livretul ăla era trecută de sau aia probabil era soldat pe o zi, bani. Eu zic că acum el vrea să scoată că a nebunit din cauza presiunii și să-i dea pe aia judecată pe spiune la care a lucrat el și să obțină ceva de pe la vreun tribunal.
că... cum au oștenii americani care vine cu un picior lipsă din Irak, așa, cu deștea să ce faci patrulie, cum a fost filmul și... Și ce să-i dea, o proteză de picior, ce să-i dea? De... Oricum, armata și uniformă, că tot vorbeam de ea, îți provoacă niște senzații extraordinare. Domnul Răzvan Cucui, colegul nostru pe care îl salutăm dacă ne ascultă, ce și... asta e puține șanse. Nu salutăm dacă nu ne ascultă, ca să ne salutăm degeaba. O chestie povestită la, i-a povestit la rândul lui un militar care zice așa: băi, după foarte mulți ani am îmbrăcat din nou în forma militară și instantaneu mi s-a făcut foame, somn și am început să-mi placă grasele. Deci instantaneu. Deci cred că activează niște senzori din corpul uman. Stai seama, reflex condiționat. Ai pus-o pe tine și te face foame și somn o dată. Bine, și mai mișto chef de sex instantaneu. Deci devii. Deci eu cred că poate să bată Viagra forma asta românească. Clar. De militar. Băi, asta cu foamea m-am făcut într-o perioadă în care aveam unii care o duceau foarte rău. De obicei, în armată vin niște oameni de afară și se aduc de mâncare, rude, logodnice și așa mai departe. Am făcut armata în niște vremuri în care niște amărâți care erau în unitatea noastră, ce făceau? Când primeau vizite de acasă, adunau câte o sacoșă de cubulețe de brânză topită, de ne mai ruga până, bă, mai mâncați, dați-mi. Și la vizită, el din unitate îi dădea o sacoșă de mâncare lui mămică sau cine venea. Care venea cu ceapă și... Nu, el venea cu nimic. El, era invers circuitul. Asta spun că de obicei la vizită că venea... Se făcea un barter așa, dar nu... Nu, mă, venea omul, venea cineva la tine, știi cum era. Se aducea două sandvișuri ca la spital, un borcan de compot de mâncare îi aduci militarului, până în definiție, și țigări. E, aici era invers. Probabil îi aduceau țigări de afară și el aduna mâncarea bieții oameni, ferească Dumnezeu. Dar zic, uite, bă, că s-a inversat circuitul mâncării natură. În fine, până la ăștia acoperiți, descoperiți, dar dacă e nebun, repet, înseamnă că nu mai trebuie să-i dea armă. Nu mai participă la trageri. Păi arma lui am înțeles că era gura, cuvântul. Era slova. Punea cuvântul pe foc automat. Și de aici, numai că nu prea nimerea nici cu cuvântul, adică exact cum cu arma nu nimerești. Hai că a nimerit-o de câteva ori. Păi dacă l-au trimis ei la dezbaterea aia de acum 5 ani pentru, între președinți, între candidați, eu cred că a nimerit-o. Era nu cam... am lovit cu copilul cu pumnul peste față, dacă mai țineți minte. Totuși domnul Turcescu a avut apropo de nebun și de armă, mi-aduc aminte cum ne-a controlat pe noi cu vreo 3 înainte să ne ia în armată examenul psihiatric. Prima dată care consta în să vadă dacă aveți păduchi la examenul psihiatric. Nu, ăla cu păduchi era serios. Nu că era o problemă. Nu, că de la păduchi mare om. Nu, înainte să-ți dea arma aia pe mână, cum era examenul psihiatric. Următorii 3, eram pe grupe, stăteam înghesuiți afară pe culoarea comisariatului. Următorii 30. Intram următorii 30, ăla avea teancul de fișe în mână. Doctorul, văd și acum, domnul psihiatrist. Și întreba așa: bă, unul dintre voi a avut probleme cu capul? Puțină liniște, ridică unul mâna. Da, eu. Am căzut o dată cu sanie sau nu știu, m-a dat cu capul, m-a durut, mi-a făcut o coajă. Hai mă, tâmpitule, ternă, dacă ai avut cu capul, dacă ești nebun, nu, că te-ai lovit și te doare. Nu, bine, următorii 30. Deci ăsta a fost și pe baza acestui examen, oamenii primeau armă. Bine, cei mai mulți se sinucideau, cam asta era problema, dar... E, și ca să revenim la România, uite, o știre mai nasoală, un elev care n-a murit pe bază de arme și a murit căzând într-o fosă septică din... Pe bază de igienă, într-un sat. Știți că nici nu e de râs? Pe mine. Dintr-un sat a căzut într-o fosă septică și m-a interesat regiunea țării și sat. O să vă spun imediat când am... Însă la altceva vreau să mă gândesc că nu contează. Contează că e din regiunea România. Și mi-am adus aminte când l-am văzut pe copilul ăsta, în timp ce alt copil a fost imobilizat și desfăcut de către pompieri după ce, nu știu, și-a prins piciorul într-un veceu de la Turcesc. Și când am văzut astea două știri cu elevii din România, m-am gândit la ce a spus domnul Ponta la deschiderea anului școlar. Că aproape, nu crede că mai există elevi de clasa 1. Nu mai există niciun om care... E elev de clasa 1 fără iPhone.
Fără smartphone, pardon. Fără internet. Fără telefon cu internet. Fără, da, da. De unde își poate descărca. Ei, bine, și aduce. Acum, dacă ăla săracu a murit căzând într-o fosă septică și ăsta a, și la al doilea au venit pompierii să-l scoată dintr-un WC-ul turcesc, nu înseamnă că n-avea și iPhone la el. Da. Poate a căzut cu iPhone. Da, da, că parcă nu sunt jocuri specifice și accidente specifice oamenilor cu aplicații care stau ore întregi. Ei, cred că el a și greșit. El, băiatul ăla, dacă l-a ascultat pe domnul Ponta, chiar dacă nu sunt manuale deocamdată, că a început anul școlar fără manuale, el trebuia să-și descarce după internet un GPS, un Google Maps, adică să vadă locația unde este și să-și dea seama să nu cadă în fosa aia. Sau ăsta care a rămas prins în WC-ul, dacă el intra pe internet după telefon, vedea știrea cu el prins în WC-ul și nu mai făcea treaba asta. Normal. Deci asta mi se pare să-i spunem lui domnul prim-ministru, nu că o să aflu. Asta mi se pare frumos. Domnul Ponta, ce să spun, oamenii au telefon legat la internet, însă mai sunt câteva probleme cu WC-urile și cu fosa septică. Cam de la asta moare copii. Cam mai calcă băul pe uliță pe ăștia cu iPhone, domnul Ponta, dar nu e o problemă. Bine că sunt accesorizați, adică asta e cel mai important, până la urmă. Sau să pună o aplicație la iPhone-ul pe care l-au ăștia la țară săraci, că ei mulți primele 4 ore până la ora 12 stau cu vaga la păscut. Și să apară niște aplicații să-i spună lui cât paște vaca, cum, la ce oră trebuie să sau vină la școală. Când vine pensia, să-l anunțe cu vreo 20 de minute înainte că vine poștașul cu pensia ca să, și să se încarce așa, să arate ca la taxiul, la aplicațiile astea pe taxi, când îți ajungi. Eu cred că sunt multe lucruri de făcut în materie de internet la țară și de gadget-uri de astea, o grămadă. Și eu zic, dar putea să le dea câte o pungă de mălai pe internet, câte un kil de ulei, câte... Sau toată lumea să stea la Farmville, să lucreze la Farmville pe Facebook, să nu mai meargă cu oile. Băi, dacă ar avea acces la Farmville, s-ar fura, ar pleca fiecare, unul cu un bău între picioare, unul cu un card și s-ar dezmembra și AP-urile alea. S-ar face și un CAP pe Facebook-ul ăsta. De unde s-ar fura toată ziua? Normal, ca să... Păi, când fure așa dezorganizat, de nu știi de unde, n-ai niciun farmec, mă. Trebuie să fie puțin organizare, puțină naționalizare, ca să furi cu țintă, să știi cine e victim. E o activitate strategică, nu poți să o lași așa la voia întâmplării. Cum am auzit eu la un domn din satul bunicilor mei, care s-a dus în alt sat, nu știu cu ce, să măritase fisa, mai sunt bărăgan undeva, și a fost și el și îmi povestea cum a fost acolo. Și cum e, măi, Nea Cutare, cum e acolo? Dom'le, nu, acolo în satul ăla, toată lumea merge la lucru numai noaptea. Se mințeau pe ei. Cum adică merg la, adică ce sunt servicii de telefonie în America, în China, cum povestesc eu de la deci ei furau toți, dar ei nu s-a prins. Ei, toată lumea mergea la muncă noapte. În Bucovina, de unde sunt bunicii mei, copiii, adică maică-mea și cu frații ei, se duceau de dimineață de la 5 cu gâștele, cu orațele, cu oile, cu vacile, așa. Și seara plecau la furat toată familia și erau mai multe familii și plecau la furat la CAP. Deci era parte din program. Tot satul era la furat schimbul 3, vă venise vouă. Alții furau de dimineața. Deci luai bătaie dacă nu plecai. Te băteau părinții dacă nu plecai la furat. Dar te făcea de râs. E puturos, nu se trezește de râs. Nu se trezește la furat. Tu știi că te-am tras de el azi noapte să trezească să mergem la furat? Și avem și niște elemente în comunitatea noastră care nu caracterizează pe ansamblu comunitatea, dar care sunt de o lene ce n-ai văzut. De exemplu, luna asta a lipsit 8 zile de la furat. Practic, ca să zic așa, ei furat. Exact. Așa, și cu telefonul, dacă tot spunea prim-ministru de telefon, un student din China își închiriază prietena ca să-și cumpere un iPhone 6. M-a interesat prețul la care a evaluat el acest iPhone 6 să ia după piața chineză? Păi ce, că n-a direct de la producător? Mie asta îmi place știrea. Nu n-a apărut pe piața chineză? Nu, el e făcut, el vine azi, după piața. Ori lea direct de la producător, de pe poarta unității, de unde este la gar, nu, se dă peste gard, că vorbeai de CAP. Se aruncă un sac, cum se aruncă sacul de cartofi peste gardul CAP?
că asta ne aici ne putem face și o idee despre cum arată doamna, dacă însă, le-a la nu, prețul de Statele Unite. Nu, atenție că și chinezul sau șmecherii și ei au învățat. O închiriază, adică ce a scris el acolo în literele alea ale lui, tânărul specifică pe pancartă că cei care vor închiria iubita pot lua masa cu ea, pot învăța împreună cu ea, se pot juca jocuri cu ea și ieși în oraș. Dar lucrurile nu pot merge mai departe. Băi, deși ăsta și-a închirit el, o dă pe gagică să, adică ca să ce? Ca să ia masa. Deci tot ca să mănânce, știi? Tot tu dai. Bine, hai că o să vorbim mai încolo. Suntem în măsură să vă anunțăm și locul în care s-a întâmplat tragedia cu copilul, comuna Alunu, județul Vâlcea. Urât. Hai să trecem mai departe, că am văzut că mai... E urât, așa, hai să revenim la chinezul. Da, și mă uitam la chinezul ăsta, deci o închiriază pe prietena lui, bine, probabil nu avea voie că nu o fi prostituția legală. Deci el o închiriază ca să iei masa cu ea și revin. Deci tot te mai costă masa ca să înveți. Deci mai mult, tu iei mai mult pentru chin, văd. Odată să-i plătești mâncarea, odată să înveți, bine că n-a dat-o ca să muncești cu ea. Nu vrei să-ți dau o fată, ce să fac cu ea? Să muncești. S-a stăbat la cap. Băi, și mai urâtă, sunt și masochiști acum. Băi, urâtă și vorbește mult și prost. Nu vrei păi să-ți plătești nu vrei să o iei cu 500 de euro pentru o noapte? Și ce să fac noaptea? Păi tu muncești noaptea. Vrei să-ți faci toată treaba la serviciu sau vrei? Atunci mai bine iau de dimineața, de la 8, când mă simt mai bine pentru muncă. Așa, când te duci tu la birou, vină și iau. Și hai să putim ușor așa către vecinilor indieni, care uite că au făcut o mare ispravă din câte văd că ați cules dumneavoastră. Mare. Se pare că au ajuns pe Marte, domnii din India. Adevărul că sunt și mulți acolo, mă, nici nu mai au loc. N-am reușit să citesc știrea până la capăt, probabil cu un rover sau o sondă spațială. Au intrat pe orbita lui Marte, urmează să aterizeze, amerizeze, cum se cheamă, pe Marte. Se cheamă naveta Mangalian. Așa. Avea legătură cu Mangalia? Probabil. Centrul de comandă din Bangalore a sărbătorit... ajungerea pe Marte. Mi se pare că pe Marte au mai ajuns SUA, Rusia și Europa. Așa. Și stai puțin, deci asta a atins solul. Aici că da, au anunțat ăștia din Bangalore. Ne-o fi mințit, cum zic, că ne-au mințit americanii cu steagurile pe lună, nu știm. Ce știm acum, ce spune lumea, că misiunea ăstora față de alea americanilor, da, cu roverul Curiosity, așa, ăla a ajuns în 2012 pe Marte, aia a costat 2 miliarde de dolari, în timp și India a dat, ia zi o cifră, te rog, 50 de euro. Și am zis și eu, 72 de milioane de dolari, din care 50 de milioane cred că a fost salariul șefului american care a coordonat. Nu, eu cred că diferența asta de preț dintre cele două echipamente, indian și american, o fac... ingineria și salariile lor. Salariile. Și doi la mână sunt inginerii probabil angajați direct de stat. America are niște firme, știi, care iau, vin cu tărică. Bună ziua, vei șurubul ăsta? Cât e? Păi l-am făcut noi, Lockheed Martin. Tăblărie cam aceeași. Acum și echipamentele. Păi și măs numai 2 ani distanță. Dacă ar fi ajuns cu aceste costuri, care sunt de 10, 20, 30 de ori mai mici, dacă ar fi ajuns la 40 de ani distanță după americani, mai ziceai, bă, au așteptat să... N-au vărât niște mai multe, ceva înăuntru, în aparatul ăsta? Ca și eu să fac o glumă, dar nu mai văd. Păi maimuțe, păi cu ce? Păi cu maimuțe, cu... Trimiseseră iranienii, parcă pe lună sau în spațiu, au trimis niște maimuțe la un moment dat. Eu cred că următorul pas la iranienii este să trimit o girafă, ceva spectaculos, știi, să trimit un animal de ăsta... super exotic și greu de trimis. Omul cum îl vor trimite? Un șpion. Bine, probabil maimuța o fi fost și cea mai deșteaptă din colectiv. Cred că a fost și singura care a luat examen, știi? Bă, pe cine urcăm în navetă? S-a dat examen și cred că le-a nimerit. A fost grilă, știi? Și maimuța a nimerit, i-a dat cum e la alea. I-a dat ce? I-a dat din Coran, i-a dat 10 întrebări din Coran. Doar nu-ți imaginezi că i-a dat din fizică. Eu cred că a nimerit vreo 3 și din fizică.
Da, eu nu n-aș crede. Bine, din fizică văd astea. Ce... ce e mai bună? Banana de mâncat sau piatra? Cam asta cred că primi la fizică cuantică. Eu cred că... Între o banană și un catărăi, ce e mai bine să mănânci? Eu cred că navetele alea spațiale iraniene sunt făcute după Coran. Adică nu s-au folosit alte cărți. În fine, acum revenim la asta, indienilor. Bă, au ajuns și de asta, zic, foarte... Acum sunt și salariile, mă gândește că de 30 de ori mai ieftin, cred că numai salariile. Dacă stai seama că femeia de serviciu, soțul femeii de serviciu, care o arde și el pe acolo, cumpără semințe la cercetători, numai ăla are salariu mai mare decât șeful misiunii spațiale, inginerul de la șeful indienilor, care face și curat. Deci îl văd ăla, șeful, după ce umple 48 de tabe de formule, la 12 când se plece acasă, mai dă și cum o pupă în curte. Așa, da. E frumos, acum au ajuns, urmează să mai ajungem și noi. Eu zic să ne băgăm cu indienii. Păi, cred că ăsta e următorul pas. Adică va fi într-o cursă ei. Dacă e tot duelul ăsta între Dacia și tata la mașini ieftine. Nu mai e nicio duel între Dacia și n-au bătut tata de mult, pentru corect. Că tata deține, dacă știți dumneavoastră, firmele Jaguar și Land Rover din Marea Britanie. Așa că până când Dacia o să cumpere Range Rover și Jaguar, mai e puțin, nu mult, dar în scurt timp vom ajunge acolo. Noi suntem departe de tata. Tata ne-ar vinde și nouă mașină. Dar Dacia trebuie să cumpere fabrica aia care produce subansamble pentru mașini românești. Fabrica aia de bute de baseball de lemn care se vândă pe la Bran, Voroneț. Și dacă am putea să vorbim, să se introducă și eu, că de obicei așa vin mașini. Că practic aia fac parte din industria auto. Este vorba de un... am putea să o introducem în standardele de siguranță. Știi cum sunt instituțiile astea? Euro e în capul la americani, acum am auzit că Aston Martin a trecut niște teste de siguranță. Jumate din modele Aston Martin nu respectă niște și nu mai poți să le vinzi în SUA. Cam așa și la noi. Deci când vezi siguranța mașinii, pe lângă airbag-uri, ABS, astea, să se facă niște teste cu butaia, că tot de siguranță. Îi lasă-mă cu stâlpul. De câte ori intri tu în stâlp și de câte ori te cerți cu colegii în trafic. Da. Deci aia aș pune-o ca măsură obligatorie și poate așa relansăm și noi și aducem o contribuție în industria auto. Nemții cu Bosch, cu ăștia au inventat tot felul de bujii, ăștia l-ați fac cutii de viteze, Mercedes face mașina care și merge singură. Noi să venim cu aceste măsuri de siguranță activă. Cine vrea lux convenită în piele, cum trebuie, tot ce vrei tu. Mânerul de aur? Da. Și, pe urmă, tot așa să faci și vezi impactul la 50 la oră, cât se deformează bâta, cât se deformează capul. Ne putem, cred că eu putem juca la nesfârșit. Da, e o pâine bună de mâncat aici. Deși, dacă tu ai zis de industrie... Și, încet să facem bâta automatică. Deci, pornim cu ea manuală și la modele mai de lux să ai bâta automatică, adică schimbă ea singură. Da. Nu mai intensitatea. Tu doar accelerezi și ea bate, dă în stânga, dă în dreapta, vezi. Și după aia computere, să-și dea seama care e dușman, care îți nu. Îți pune consumul, câte calorii consum, cât ai bătut cu ea, pormă apare bătele astea teleghidate care frânează singure. E o temă de meditație pentru ingineria românească, dar hai să vedem pe partea asta economică. Am înțeles că ne-am dezvoltat foarte frumos în județul Bihor. Pe lângă Oradea, dacă... Da, asta, ați citit știrea? Am citit. Am intrat și noi, practic, în marea finanță mondială. Anchetatorii au descoperit în Oradea o fabrică de falsificat bani a mafiei italiene. Suma obținută în urma acestei activități ilicite fiind de 13 milioane de euro în bancnote de 50 de euro. Eu nu știu cum au măsurat aia, că... Cred că era fabrică mică de asta, de familie. Cred că făcea, nu, erau eco. Că ăștia au producții mici. Cred că nu dădea cu pesticide pe bani. Nu cred, ăștia ce că-i urmăresc de un an jumate, filează zona unde era matrița. Păi mă, nenică, într-un an jumate să faci doar 13 milioane de euro? Înseamnă că lucrau... Păi alții muncesc și fac banii ăștia într-un an jumătate. Nu, cred că au încurcat ăștia, sau nu știu. Probleme cu angajații, ori beau angajații, erau indisciplinați, ori niște... Asta îmi place. Anchetatorii au observat că în zona respectivă mai mulți cetățeni italieni intrau și ieșeau de mai multe ori pe zi. Putea să fie și bordel după descrierea asta foarte bine.
într-o clădire așa monitorizată timp de un an jumate. Deci 13 milioane mi se pare... Da. Semne clare. Ei ce cau în Italia ar fi ajuns 17 milioane. Că de aici plecau bani în Italia. Și suspecții fac parte din gruparea Napoli. Wow. Și mă gândesc, oare, de ce au făcut în România fabrica asta? Era mai ieftin. Nu era mai ieftin. Și probabil nu să... În ce erau plătiți muncitorii aia, tot în bani falsi? Sau aveau voie să iau parte din producție, drept salariu, sau... Sau venea unul să-i ducă. E o prostie, e un nonsens până la urmă. Le dădea mai ieftin. Eu ce știu, la mine în Brăila, la Brai confunde, să făceau numai cămăși și Versace, nebunii din astea. În perioada respectivă, vorbesc de anii 90, când o cămașă ca lumea de, nu foarte ca lumea de firmă, costa tot $200, cât e și acum, numai că atunci $200 era un salariu, erau vreo 2-3 salarii bune. Da. Toată Brăila se îmbrăca numai cu cămăși de super firmă pe care oamenii care munceau pe bani mulți în București nu prea și le permiteau, pentru că, așa cum spuneai, săreau peste gard aceste... Vă rebuturi, ca să le zic așa. Nu, cred că mai bune erau alea făcute pentru brăileni decât ce pleca. Știu că la un moment dat echipa lui Schumacher își făcea cămeșile la Braikonf. Dalea cu Ferrari n-am văzut prin oraș. Versace de-astea normale. Pă, uite, niște investitori serioși, mă. Dar, repet, mie sumele astea de 13, 15, 17 milioane mi se pare foarte, mi se par mici. Dacă tot te-ai apucat să tipărești bani. Dar nu știu de ce nu s-au apucat, cred că aveau și secție de cosoni, de aur, aveau mai multe secții. Dar la aia trebuie să faci și metalul ăla cu care falsifici aurul. Costă. Așa din hârtie și falsificau de 50. Special. Are ceva și hârtie. Păi am intrat practic în această... Să vă amintesc că eu am lucrat în brațul asta. Eu am cochetat cu zona aceasta când eram mai... Și din dumneavoastră proveni și din zona asta lui Rothschild, care la un moment dat a stat cu imprimantă în față și cu calculator și a zis, cum fac eu niște bani? Pe niște culea 4. Adică nu sunt nici eu chiar așa fraier cum ați... Eu vreau să zic că mult înaintea dumneavoastră sunteți și mai tânăr. Eu, ca toți ceilalți finanțiști din România, de clasa 1, în anii 80, am decupat din manualul de matematică, care se încheia cu bancnotele, ca să înțeleagă elevul ce sunt banii, numai că erau mai micuțe. Ușor, sensibil mai mici. Și le-am decupat frumos aia cu Bălcescu de 100 de lei. Bine, nu le-am decupat frumos, că le-am decupat cu farfe, ca să vedea așa pe margine că... Și pe partea cealaltă aveam niște socoteli de 3 plus 3, fac 8. Și pe o parte 100 de lei erau toate 10, 50, 25, 10. Mi-a dat până cap să decupez și monedele. Da. Dar era mai greu, că ce să zic, că am... S-au prins unii că nu-s de metal. Adică am încercat să dau mărunt de... Să iasă acolo o școală bună înseamnă. De 5 lei și s-a prins. Păi, dar și asta cu făcutul banilor, păi și nu toată lumea se ocupă, mă, de făcut bani. E cea mai rentabilă meserie din lumea asta. Da, mai aveți o știre foarte frumoasă despre taxele și impozite la Olimpicii din Băilești. Am văzut, da, domnul primar din Băilești. Uite, mă, uite, așa stimulezi învățământul. Spirit academic. I-aș spune un fel de mecena de medici. El e un fel de medici, deși probabil n-au dispensar în localitate. De ce a spus domnul primar? Ei au luat următoarea măsură și au luat-o de 5 ani. La nivel de consiliu local, ca să înțelegem. Cred că a fost decizia dictatorială a monarhului din Băilești. Și a spus că sunt scutiți de plata impozitelor către primărie, impozitul pe casă, impozitul pe curte, pe găină și pe ce mai are omul, părinții olimpicilor județeni și naționali. Și care a fost rezultatul, mai interesant? Rezultatul e că în ultimii 5 ani numărul de olimpici a crescut de 4 ori. Pe ceea ce pentru Băilești, olimpic județean, mi se pare... Bine. Revenim cu mai multe. Să punem o melodie cu dedicație pentru toți olimpicii care se simt ei că sunt olimpici, așa. Și care se simt că sunt din Băilești. Mai mult decât atât, domnul primar din Băilești dă scutiri de impozite și părinților.
de copii olimpici. Păi nu părinților, da? Pardon, și profesorilor, pardon, am greșit. Profesorilor și părinților, sau părinților și profesorilor. Deci, practic, fenomenul olimpic în Băilești a început să dea pe afară. O să devină pentru olimpismul românesc ăsta, de olimpismul cu capul, ca să zic așa. De la 20 de olimpi, scuză-mă, a ajuns la 80. Ceea ce era deva pentru gimnastica românească la un moment dat sau... Da, uite că probabil Băilești nu se rezumă la un singur domeniu. Ce a fost deva pentru gimnastică... Vor fi... Pentru fizică, matematică, șah, geografie... O parte de școală, cum ai zis. O să iasă un fel de... Să iasă Silicon Valley acolo, unde se adună toți oamenii deștepți. Vâlcea e aproape Silicon Valley românesc, unde s-au furat cei mai mulți bani pe internet. Drăgășani. Vâlcea, nu? Da, pe acolo. Am înțeles că sunt copii talentați care reușesc să pure banii multor pensionari din America. Care au vândut iahturi pe internet cu... sute de mii, super afacere. Păi da, mă gândesc, nu mai știu cu cine vorbeam. Tu din America, păcălitul, victima, da. Când cumperi un iaht și virezi avansul de 300 de mii de euro, da. Un domn din localitatea Brăgășani. Nu te uiți tu pe hartă să vezi dacă îl are. Ce ocean e în Brăgășani, nu în Cretacii sau când era. Că înainte erau oceanii până în vârful muntelui. Cred că sunt niște bătrâni atât de bucuroși că au ajuns să termine o tranzacție pe computer, pe net, încât nici nu mai pun probleme. Cred că sunt niște... Fericirea când li s-au luat, asta înseamnă că au reușit. Că au dus la capăt un... operațiune pe net. Cred că mai sunt bucuros și de altceva. Spune, uite bă, am 70 de ani, am trăit o viață și la noi iahtul era $1.5 million. Bă, vezi, datorită internetului, de fapt internetul de ce este la o mare invenție? Că practic, datorită acestui internet, iahtul, știi că am auzit eu scris într-o revistă de finanțe, internetul a ieftinit multe lucruri și cred că la așa se gândește. Stai mă că s-a ieftinit și iahtul. Uite, îi iau cu 200 de mii. El și ia cu 200 de mii, numai că... El nu mai vine. Iactul nu mai vine. Așa, ce face el cu iact, mă? Hai că te iau și eu. Și cu iactul la tale ce face? Uite, vă văd o știre interesantă aici cu Argentina, care zice că folosește drone pentru a detecta evazioniștii. Păi, dar nu dau seama cum funcționează asta, adică... Păi, cum folosea Grecia când aveau impozit pe piscină, nu mai ții minte, când i-au luat nemții la ochi să-și dea datoriile? Da. Și au folosit elicopter ca să vadă cine are piscină în curte și cine nu. Hai mă, ce naiba, că dacă trimiteai pe adjunctul de la administrație de la mine de la bloc, niște băieți, atât trebuia să ia din România, nu elicoptere, nu nimic. Dacă le trimiteam două autocare de pensionari din ăștia care știu tot ce-i până în oraș, îți făceau aia o listă exhaustivă cu aici, piscinele din sat. Aici, da, astea, dronele astea argentine, că fotografiază case să se vadă dacă ar sta cineva în ele, dacă... în fine. Adică să te bage la întreținere. Sunt piscine, da. Numără oamenii care stau pe în casă. Exact. Să uită câtă apă consumă, dacă ăla e... Bine, astea, Argentina sunt țări care, ca și Grecia, au un cult pentru plătitul taxelor și... Da, și până la urmă, de ce să plătești? Iar sunt în pragul falimentului, domnule, din Argentina. Au mai fost odată, nu de mult, nu? Parcă... Până la sfârșitul anilor 90 au fost în picajul ăla, în colapsul ăla, când n-au mai avut... Cred că le-a plăcut atât de mult încât au zis să mai fac o dată. Bine, acum să mai amintim ceva și cu Argentina. Ei erau într-o situație nasoală și a venit femeiul să-i ajute. Da. Și i-a ajutat până i-a băgat în colaps de tot. Cum va și domnul Strauss-Kahn a fost pe acolo? Nu știu, treaba? El probabil a găsit. Treaba, păi, cu treaba am zis. Da, el mi se pare genul corect, că am înțeles că plătea tot. Adică nu cred că a dus de rău pe el, cred că a ridicat un pic economia. Că era un om care achita, nu... Mai nasol o fi fost de el alt, sau... Pe partea de sex, cred că a ridicat economia. Pe partea profesională, el cu viața lui personală a ridicat economia. Cu viața profesională i-a băgat în copcă pe băieți. Băi, am văzut altceva. Domnul Valeriu Zgonea
ați văzut că s-a pozat cu domnul vicepremier din țara China. Dar de când datează această poză? De când au fost ei în China? Sau nu, au fost delegația asta care te-a blocat pe tine, pe Victorie. Deci ăștia erau cu domnul prim-ministru chinez? Cu, nu, vice-prim-ministru. Vice-prim-ministru. Îl cheamă Zhang Gaoli. Cred că am pronunțat bine. Zhang, ZH, cum se pronunță în chineză. Da. Niciun fel că iau alte litere. Așa. Și domnul Zgone așa a făcut o poză cu acest domn Zhang Gaoli. Da? Bă, toți chinezii pare că au părul vopsit. Tu ai observat treaba asta? Unde au fața galbenă și prin deși contrast... Deși încălunțesc e mai greu, cred, așa. Unde și ori fi murim la 42 de ani cam 90% și n-apucă să albească. Da. S-a pozat cu domnul Zhang Gaoli la Parlament, cred. Bă, și s-a pozat, asta nu putem să arătăm prin microfon oamenilor. Ținându-se de mână. Bă, dar știi cum se ține de mână? Ca Ștefan Bănică Junior cu Oana Sârbu, Niceni. Cam așa. După ce dă el brățara aia sau zgarda aia de pus la... Deci, nenică, zici că sunt în fața plutonului de execuție și să țin de mână... Am înțeles că domnul Zgone a explicat după aia pe pagina personală de Facebook că asta ar fi un obicei asiatic care scoate în evidență prietenia dintre doi oameni. Cam asta înseamnă și la noi. Bine, cam asta înseamnă și în Europa. Tot prietenia. Prietenia foarte strânsă. Da, numai că... Bine că i-a pus mâna la șliț. Ca să fie tot... Nu, stai că n-am văzut toate pozele. Am văzut doar una. Nu știți cum... Atunci e bine, dacă e prietenie, e foarte bine. Cu China. Să dăm și o veste, nu știu dacă e bună sau rea, din Cluj, unde s-a inaugurat cea mai mare sală polivalentă din România. Are 7200 de locuri, parcă. A costat în jur de 20 de milioane de euro. Cât vine pe loc? Și s-a terminat. Și s-a terminat, domnul. Ce mai important, s-a și inaugurat. Am văzut imaginea, arată senzațional, arată bine. Acum mai rămâne să găsească și niște evenimente în primăria din Cluj pe care să le introduc acolo. Cum spun, păi, dar nu vine campania electorală. Acum ce da, eveniment? Primul eveniment major și cred că singurul în următorii și 5 ani. Ați văzut exemplul stadionului din Cluj, bijuteria aia unde nu vine nimeni. Nu vine nimeni. La meciurile lui U Cluj, maxim 5-6 mii de oameni dintr-un stadion. Bă, e bine, cred că e bine 5-6 mii de oameni. Un stadion de 30 de mii de locuri, 5-6 mii de oameni nu înseamnă mai nimic. Pare gol și făcut degeaba. Concerte în Cluj... Nu cred că se organizează atât de des încât ar să scoate... Ar putea să aducă niște lăutari ceva, niște... Da, probabil că sala aia va avea aceeași soartă. Vor veni unii să joace badminton așa într-un colț al ei în weekend. Uite că zici de distracție, în Belgia va fi construită o conductă subterană de bere. E, ce zici tu de asta? Cum ar fi la noi la România, știi, pe băieții aia cu canistrele? Care înțeapă țeamă. Aia care stau noaptea, băgați pe-n tranșeile alea, de le sticlește ochii la poza miliției, știi? E văzut că da. Pe noapte când le bagă flash-ul ăla, au ochi de căprioară toți. Eu cred că s-ar mai trage niște țevi care se duc direct în gospodăriile oamenilor. Pentru că e greu. 4 milioane de litri de bere. Și unde se duce? De la fabrica din De Halvemar, nu știu să pronunț în flamand. Așa? Ci aici, situat în centrul medieval al orașului Bruges, da? La o zonă industrială de la periferie, normal, bea muncitorii. Așa. Unde băutura va fi filtrată, îmbuteliată și depozitată înainte de expediere. E o prostie. Deci doar păi și noi de unde furăm? Deci nu e nimic. 3 km. E doar 3 km, dar mergând prin oraș. Dar stai mă că dacă trece pe sub casa ta, îți dai și ai în sufragerie. Bine, nu-i filtrată. Da, e foarte bună. Nefiltrată e chiar mai bună decât filtrată. Vezi tu ce faci cu ea după aia, nu? Important e să... Da, spre mai sper cu ea, că am auzit că sunt și cosmetice de-astea pe bază de bere, de... Bă, îți pui și în cap bere, nu-i mare. E frumos. Asta cu conducta de bere e 4 milioane de litri. Dacă tragi și tu 400 de litri, s-o cunoaște? Eu cred că nu. Nu se cunoaște decât în ochii tăi. Așa. Și în familia ta. În rest nu cred că se cunoaște.
Dar nu, uite, și nu sunt numai hoții, dar noi în România, un muncitor român din Dublin ar fi returnat o sumă de aproximativ 3.000 de lire sterline, aia, da. Mi se pare. Așa? Foarte frumos. Și pe care i-a găsit, sau ce? I-a găsit o femeie dăduse la fier vechi, l-a aruncat la o firmă de gunoi, mobila, la 3.000 de euro, scuze, a lui taticăsu. Și pe urmă, firma aia care lua mobila și, nu știu, o dezmembra, o băga pe foc, muncitorul român de la firma aia, când a cotrobăit el până așa, până mobilă, a găsit acești 3.000 pe care i-a dat înapoi. Înapoi la... Bine, și doamna, uite ce a zis ea. Sunt foarte impresionată de companie care s-a comportat corect. O companie, mă, nenic, a fost domnul ăsta al nostru, care companie, ce treabă are compania? Omul a fost corect. Domnul Radu Hajdu îl cheamă pe român. Foarte frumos. Eu citesc acum o știre despre George Becali, care în pușcărie, unde muncește din luna aprilie, e plătit cu 30% din salariul minim pe economie, adică bine, la 9 milioane. Bine, bine. Aici. El a ridicat cam 300 de lei pe lună, în condițiile în care nu plătește domnul Duțu nici întreținere. Ăștia spus deoparte. Nici mâncare, nici lumină. Te duci așa, hai să... Nici sex? N-ați vrea să furați din asta câteva milioane de euro să... ca să câștigați 300 de lei pe lună? Stai, că bine... Curați? El s-a apucat să scrie și o carte. Hai să trecem la sport, că nu mai e mult. Păi la sport eram. Aici vrea să îți semnalez un eveniment deosebit. Primul fotbalist moldovean din istorie care a marcat în Serie A. Asta spune multe despre unde a ajuns Serie A în ultimii ani. Îl cheamă Artur Ioniță. Frumos nume. Românesc? Artur. Artur, da, 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 e românesc. Părinții lui au luptat la Trafalgar, după cum sună. Păi au fost și români, exact că... E da irlandezul ăsta care a dat banii înapoi, nu tot din spațiul ăsta britanic. După meleagurile Trafalgarului, așa are o bârșie aia. De la, poalele Trafalgarului, care a și fost cântat în nenumărate balade și Trafalgarul ăsta. Da, domnule. Deci asta mi se pare. Totuși, Moldova a intrat în Europa, practic. Da, are un gol dat în Serie A, asta nu e puțin lucru. Deja mi-e să nu se supere Rusia, să nu supărăm pe Rusia cu golul ăsta. Și să treacă Serie A-ul la ei? Să-l... Nu, doar partea de sud a lui Serie A, atâta văd. Doar pe o peninsulă din sud, cât să aibă deschidere la Marea Mediterană. Și ea că așa ea ne-am apropiat de finalul... N-am apucat să vorbim de fotbal. L-am și atins în acest moment cât am vorbit. Practic, noi am tins asimptotic de acest final. Da. Vă mulțumim. Și ne revedem săptămâna viitoare în formulă, sperăm, mai completă. La revedere. La revedere.